în ce privește închinarea, în ce privește cântarea, mandatul familiei Bărdan s-a terminat și ei, din anumite motive, au ales să plece chiar în diaspora. Ne-am rugat pentru ei și rostim încă o dată Dumnezeu să-i binecuvinteze. În ce privește cântarea la Rafa, acum, după cum vedeți, suntem într-o tranziție, dar chiar dacă au plecat unii oameni, important este că n-a plecat Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are în plan să facă ceva și mai bun. Și Dumnezeu să fie lăudat și în lucrarea aceasta. De aceea, dacă poate mai vedeți anumite carențe în ce privește cântarea, să știți că suntem într-o tranziție și vă rugăm să ne iertați. Iar în ce privește și echipamentul, probabil ați auzit în boxe diferite sunete, scârțieli, patinări, îs din cauza că am revenit la un mixer vechi, pentru că toată aparatura asta era a lor, pe care evident la plecare au luat-o, că era a lor. Cred că Dumnezeu va purta de grijă să luăm ceva mai bun, să se audă mai bine și vă provoc în direcția asta. Rugați-vă pentru Rafa.